Salutare, prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu la o nouă recenzie. După cum vedeți, mediul exterior împriește, pentru că e prima recenzie pe acest an în mediul exterior. Iar astăzi m-am gândit să fac o recenzie pentru un parfum al casei Mikalev. Parfum pe care l-am în variantă inițială în 2019, mi l-am achiziționat. Cu toate că parfumul este apărut în 2005. Parfumul se numește Gaillac. Este un parfum creat de către Geoffrey Neumann și Jean-Claude Astier, parfumierii casei Martin Mikalev. Au creat foarte multe parfumuri ei la origine, însă acest parfum l-am avut, așa cum am spus, în variantă inițială în 2019. După ceva timp l-am dat, sau mai bine spus, l-am vândut, iar după un scurt timp cred că mi l-am achiziționat în varianta, hai să-i spunem, nu reformulată, cât într-un design diferit, pentru că sticla pe care am avut-o avea un cu totul alt capac, era într-o cu totul altă cutie. Sunt detalii irelevante. În sine, parfumul miroase la fel ca cel pe care l-am avut. Un parfum, așa cum îi spune și numele, pe o notă de gaiac. Însă, este un parfum care are acel vibe de tip parfum franțuzesc, foarte clasic, dar în același timp modern. În afară de faptul că are o notă de gaiac, parfumul are și o notă de vanilie. Îl pot considera o variantă mai echilibrată, o variantă mai lemnoasă pentru parfumul El Born de la Carner Barcelona, cu toate că acela se duce într-o zonă mult mai fructată, mult mai gurmandă, acesta nu fiind un gurmand, ci mai degrabă un lemnos condimentat. Parfumul are foarte puține note în compoziție, amintesc câteva din ele, cele care se percep cel mai bine pe parcursul purtării. Gaiac, vanilie, de asemenea se simte o notă condimentată dinspre cuișoare, în parfum mai regăsim iasomie și de asemenea bergamotă. În rest, simplu la obiect, miroase foarte bine, este un parfum unisex apropo, deci poate fi purtat de ambele genuri fără niciun fel de problemă. Un parfum care este foarte echilibrat și din punctul de vedere al înclinației pe gen, deci nu se duce într-o zonă prea feminină sau prea masculină, cât mai degrabă acest parfum este foarte echilibrat, foarte centrat. Și consideră că poate fi purtat de o doamnă în aceeași măsură ca un domn. Deci, indiferent cine ar fi tentat de acest parfum, poate fi purtat fără niciun fel de reținere. V-am spus că anul apariției este 2005, deci au trecut 16-17 ani de la momentul apariției. Din ce am văzut pe site-ul celor de la Mikalev, parfumul nu se mai află în ofertă. La momentul achiziției, ca să vă spun un preț, prețul de raft, pentru că mi l-am achiziționat în varianta aceasta de pe site-ul lor, prețul de raft era undeva la 220 de euro. Eu am plătit undeva la 85. După un timp au ieșit toate ofertele de pe site-ul lor și acum nu știu dacă se mai găsește eventual la prețul întreg sau dacă îl mai are de principiu în ofertă. Bun, haideți să trec la detalii. Deci un parfum centrat pe o notă de gaiac. Cei care sunteți pasionați de notele exotice lemnoase, acesta e un parfum care ar trebui neapărat testat. Cred că și o achiziție în orb n-ar fi un risc, pentru că parfumul miroase foarte bine, este, așa cum am spus, centrat, este echilibrat, astfel că nu va exista un risc, excepție dacă nu ești pasionat de notele lemnoase, un pic condimentate și asezonate cu vanilie. În rest, haideți să vedem ce se simte în deschidere. La nivelul pielii l-am aplicat acum aproximativ 10 ore, nu se mai simte, deci performanța nu este chiar așa de strălucită, cel puțin în cazul pielii mele. Însă, atâta timp cât îl simt, aproximativ vreo 6 ore, cred că are o performanță relativă pe pielea mea. Deci, în deschidere se simte foarte puternic, o combinație ușor fructată dinspre bergamotă și condimentată cu cuișoare, vanilie și o notă lemnoasă, dar pot să-i spun din categoria pudrat, cam așa îl pot percepe acest iz de lemn de gaiac. Deci este o notă pudrată, lemnoasă, ușor florală, iasomia este foarte, hai să zic, subtilă, nu este din genul de iasomie indulică, cât este o notă florală curată. Cuișoarele, vanilia, se simt foarte bine. Deci o deschidere ușor fructată, condimentată, asezonată de vanilie, după aceea pudrată, lemnoasă, cu un iz ușor floral, curat, alb. Miroase foarte bine, parfumul este liniar, deci nu trebuie să vă așteptați la cine știe ce evoluții spectaculoase în cazul acestui parfum. Așa cum se simte deschidere, se simte pe întreaga perioadă de evoluție a lui. Deci, partea de final se menține la fel, foarte difuz, foarte aplatizat, deci nu persistă cel puțin în cazul meu, astfel că
La 10 ore, așa cum am spus, pe pielea mea nu mai simt nimica, dar în intervalul de 6-7 ore ca longevitate îl pot percepe, iar proiecția este bună undeva la aproximativ 2 ore, 2 ore jumate. Deci, de principiu, v-am spus compoziție și factorul de performanță. Din punctul de vedere al genului, am lămurit-o fiind un parfum perfect echilibrat, poate fi purtat de ambele genuri. Undeva la un 25 de ani vârstă minimă, este un parfum foarte versatil din punctul de vedere al vârstei, ca și a genului, de fapt. Astfel că e un parfum care se adresează unui spectru foarte larg de categorii de vârstă, ca de asemenea și pentru ambele genuri. Este un parfum care poate fi purtat la o ținută de tip casual elegant, smart casual și la o ținută formală, cu toate situațiile posibile pentru acest gen de vestimentație. Deci indiferent că îl porți la serviciu, că îl porți eventual la o întâlnire de afaceri sau la o întâlnire neprotocolară, că te duci în oraș seara, că îți scoți partenerul la restaurant sau te duci la un cinema, poate fi purtat fără niciun fel de problemă. Din punctul de vedere al prețurilor, v-am spus și acest lucru, vine într-o singură, cred că acesta venea în două cantități, 30, respectiv 100 de mililitri. Prețul pentru sticla de 100, am spus că la nivel de preț de raft, undeva la 225 de euro. Eu l-am luat la perioada cât timp a fost în promoție, la 85 de euro, deci pentru mine a fost o afacere foarte bună. Cred că sticla de 30 de mililitri vine undeva la 100 de euro, 90-80 de euro, din ce țin minte. Am văzut că pe site-urile românești încă se mai află la vânzare, dar la niște prețuri destul de ridicate comparativ cu ceea ce au oferit cei de la Michalev pe perioada cât timp l-au avut la ofertă. Bineînțeles, sunteți interesați, intrați pe site-urile celor de la Michalev sau eventual căutați pe site-urile de discounter, fie că sunt cele românești, fie că sunt cele europene, dacă sunteți tentați, dar cel mai sigur și cel mai indicat este să vă luați un eșantion sau un decant, să-l testați în prealabil, dar dacă sunteți pasionați, așa cum am spus, de notele lemnoase și cunoașteți genul Michalev din punctul de vedere al ceea ce creează ei, n-ar fi un risc dacă vi l-ați lua blind buy sau așa în orb. Momentele cele mai puternice pentru a purta genul acesta de parfum este perioada mai temperată, rece, respectiv primăvară, toamnă și iarnă este cel mai indicat, sau eventual vara, dar funcție de latitudine. Deci cu cât ești mai la nord, cu atât parfumul poate fi purtat pe întreaga perioadă a anului, cu cât ești mai la sud, mai de preferat în perioadele mai răcoroase, chit că vorbim de exclusiv iarnă sau eventual toamnă, primăvară, iarnă. Bun, o concluzie și un scor pe care să-l dau acestui parfum. Foarte versatil, gen, vârstă, situații, vestimentație, miroase foarte abordabil. Un parfum care, cel puțin din punctul de vedere al prețului, la momentul când l-am achiziționat, nu a fost un preț destul de ridicat, astfel că dacă aveți ocazia să-l luați la un preț cu discount, va fi chiar o afacere foarte bună, având în vedere că discutăm de un parfum care, cel puțin pe site-ul celor de la Michalev, nu se mai află în ofertă, posibil să fie ieșit din producție, dar, general vorbind, este un parfum foarte bine făcut, foarte ușor de purtat, astfel că nota mea pentru acest parfum este nota 9. Nu este genul de parfum care să dea cu tine de pereți în cazul în care ești genul care ai mai testat parfumuri sau ești foarte versat la acest capitol de parfumuri de nișă, lemnoase sau parfumuri Michalev, însă cu siguranță este un parfum foarte bine făcut și din acest punct de vedere, așa cum am spus, nota 9 din punctul meu de vedere. Am să pun capăt acestui clip aici. Ca întotdeauna mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu voi. Dacă ați avut de-a face cu acest parfum, aș fi tentat să aflu părerea voastră, cum vi se pare, ce ați experimentat purtând acest parfum, care ar fi factorul de unicitate în ceea ce îl privește și alte detalii cât mai picante, consider eu, dacă ați avut de-a face cu el. Încheie acest video aici, îmi iau la revedere și până data viitoare vă doresc toate cele bune și să ne auzim cu bine. Vă salut pe toți!